Doamna primar, ce v-ați propus prin această întâlnire și în ce măsură ați reușit să obțineți ceea ce ați dorit? Da, este întâlnirea periodică, o avem în fiecare primăvară și toamnă anului cu președinții asociațiilor de proprietari în vederea inventarierii problemelor care sunt în municipiul nostru, dar și a stabili fiecare ce trebuie să facă, respectiv autoritatea locală și asociațiile de proprietari. Am invitat reprezentanții de la secția de drumuri, de la zone verzi, de la fonduri europene și inclusiv poliția locală pentru a colecta toate și a strânge toate problemele și să găsim împreună rezolvarea acestora. De fapt, este o pregătire pentru vară și pentru schimbarea mobilierului urban, pentru repararea trotuarelor și a domeniului public care ne revine nou, cât și pentru aranjarea spațiilor verzi și aici, ținând cont de bogăția de flori și arbuși pe care o are primăria la zonele verzi, suntem dispuși ca, nu numai pentru asociațiile de proprietari, ci și pentru toate străzile din municipiul Reghin să împărțim arbuși și răsaduri pentru flori și pentru amenajarea spațiului verde. O întâlnire, eu zic, constructivă, chiar dacă și cu scânteie, pentru că unii dintre președinții asociațiilor de proprietari au pretenția ca noi să le și identificăm chiriașii din apartamentele pe care îi administrează, lucru total greșit pentru că noi nu putem interveni decât pe domeniul public și nu avem nicio putere de a intra în casa scărilor să identificăm numărul de persoane sau cei care locuiesc în aceste apartamente pentru a-și încasa asociațiile, obligațiile pe care le are și cheltuielile comune. Unii au înțeles, unii nu, dar vreau să specific că încă o dată administrația locală se ocupă doar de domeniul public. Ceea ce am instituit noi este un control financiar pe care îl facem cu aparatul nostru pentru a preveni anumite abuzuri sau evaziuni fiscale sau delapidări. O facem cu drag și am și constatat multe lucruri care sunt în curs de proces sau de recuperare. Pentru că s-a deschis axa de finanțare 2014-2020 și izolat rea termică s-a extins și la orașe și municipii care nu sunt reședințe de județ, așa cum a fost până în 2013, am considerat că este necesar să avem o primă întâlnire cu președinții asociațiilor de proprietari și le-am prelucrat condițiile în care se pot accesa aceste fonduri. Din păcate, sunt atât de severe și atât de nepotrivite condițiile de accesare de fonduri pentru izolare, încât sunt realistă și consider și cred că niciuna dintre asociații nu vor intra în această finanțare. Odată, trebuie să știm că această izolare se poate face pentru tot blocul, nu pentru o scară. Trebuie să fie de acord toți proprietarii să-și suporte cheltuielile, trebuie studiu energetic, trebuie proiect, trebuie autorizație și aceste costuri sunt foarte, foarte mari, la fel ca și izolatul, inclusiv schimbarea de tâmplărie cu tâmplărie termopan. Cea mai mare problemă este că foarte mulți dintre cetățenii municipiului Reghin și-au făcut izolare pe cheltuieli proprii și această izolare trebuie distrusă sau trebuie curățată de pe blocuri și atunci când proiectul intră în finanțare, trebuie să fie blocul la forma inițială, ceea ce înseamnă că proprietarii care și-au făcut această izolare să intre într-o nouă cofinanțare, să-și suporte încă o dată izolatul, pentru că nu poți să faci decât uniform pe toată fațada blocului. Ceea ce este încă o piedică foarte mare este că aceste costuri sunt mult mai mari decât dacă ai face din costuri proprii, pentru că sunt foarte mari cheltuielile de proiectare, de studiu energetic, cheltuieli de avizare și inclusiv licitația și lucrarea în sine. Am înțeles din concluziile municipiilor reședință de județ care au accesat aceste fonduri că sunt foarte dezamăgiți și am văzut și pe mass media atât calitatea cât și costurile au fost egale cu, ca și cum ar fi făcut cu integral din bani proprii. Asta înseamnă fonduri că știm și când am luat fonduri SAMTIT pentru extindere de rețele, partea noastră de cofinanțare, dacă am fi făcut în regie, era fără să restituim creditul cu aceiași bani.
Deci este destul de complicat și poate că birocrația sau poate că măsurile de precauție luate pentru a se recupera banii au fost atât de severe și problemele care s-au întâlnit la cele care au accesat deja fondurile pe AXA până în 2013 i-au pus în gardă pe cei care gestionează aceste fonduri și s-au luat măsuri maxime. Acum, întâlnirea noastră a fost de informare tehnică a președinților de asociații cu disponibilitatea administrației locale de a se implica total în scriere de fonduri și în finanțări pentru studii de cercetare energetică și de oportunitatea acestor izolări, cu condiția ca aceste sume, pe urmă, să se recupereze de către Asociația de Proprietari cota aparte, de către Asociația de Proprietari de la locatari. Așa că asociațiile de locatari le punem pe suport de hârtie sau electronic toate informațiile pe care le-am dezbătut astăzi. Acești președinți vor lua legătura cu toți cetățenii sau cu toți locuitorii din cartierele respective și împreună vor hotărâ dacă intrăm în acest proiect. Ceea ce trebuie să știm este că trebuie să ne grăbim, că până la sfârșitul lunii mai trebuie să avem acordul sau acordul și hotărârea adunării generale asociației de proprietari dacă accesăm aceste fonduri, ca pe urmă să trecem ca în 4 luni să scriem proiecte pentru a putea depune documentațiile în vederea finanțării. Așa că este o primă întâlnire, urmează să informeze pe șefii de scară, pe locatar și să avem o altă întâlnire sau o altă informare prin care să hotărască și să hotărâm împreună cu Consiliul Local dacă vom accesa sau nu fonduri, pentru că și din bugetul local trebuie să se aloce o sumă destul de importantă pentru cota parte de 40% partea de cofinanțare în care intră primăria și asociația de proprietari.